bun găsit la prima ediție a emisiunii Trăiește cu stil din 2021. Numele meu este Liliana Sumănaru și vă invit să petrecem împreună un nou sezon și, bineînțeles, un nou format. Toți ne dorim un stil de viață sănătos, însă știm cu toții că un stil de viață sănătos nu înseamnă doar dietă și mișcare. Ce înseamnă să trăiești cu stil? După concepția noastră, bineînțeles, să trăiești cu stil înseamnă să ai o viață echilibrată. Iar o viață echilibrată înseamnă valorile, atitudinile și, bineînțeles, deciziile pe care le luăm fiecare dintre noi. Noi îți propunem modele, stiluri de viață diferite și sfaturi ale specialiștilor. Tu alegi ce ți se potrivește ție. Anul 2021 se anunță unul aparte din punct de vedere astrologic. Cum se va descurca fiecare zodie în parte și care sunt provocările de care va avea parte, vom afla de la astrologul Claudiu Ganea. L-am alături de mine pe Claudiu Ganea, astrolog, care ne va spune câteva aspecte despre 2021. Bună, Liliana, să știi că aș vrea să spun lucruri foarte bune despre anul 2021, dar nu cred că va fi un an foarte bun, dar va fi un an interesant din foarte multe puncte de vedere. Aspectele astrologice ale anului sunt mai mult în zona aceasta socială, spre exemplu zona politică. Liliana va avea foarte, foarte mult de suferit în anul 2021. Se vor reforma probabil alte sisteme politice, vom avea parte de tot felul de surprize din zona politică. Aspectele anului sunt foarte interesante și în zona aceasta a încălzirii globale. Uite, suntem în luna ianuarie și ce vreme avem. De câțiva ani nu mai avem iarnă. Așa că începând de anul acesta, cu siguranță, astrologic vorbind, aspectele sunt pe încălzirea globală. Din punct de vedere financiar, anul nu se anunță foarte bun. Dimpotrivă, s-ar putea să existe totuși niște căderi financiare la banii din străinătate, dolarul, euro, s-ar putea să sufere tot felul de schimbări. Pe parte de sănătate, așa general vorbind, lucrurile se vor schimba. Dar haideți să începem cu fiecare zodie. Asta vreau să te întreb. Pare un an destul de, cu foarte multe provocări. Oare cum va fi pentru fiecare zodie în parte? Începem cu berbec, nu? Începem cu berbecul, care va avea un an destul de bun dacă, din punct de vedere al sănătății, ține cont de un echilibru și de poate o alimentație echilibrată. El este vizat mai mult pe sănătate anul acesta. Grijă pentru berbeci în zona capului, unde pot avea tot felul de accidentări sau mici probleme de sănătate. Sfera sentimentală pentru berbeci ar suna bine undeva din a doua jumătate a anului. Trecem mai departe la, nu-mi dau seama ce scrie acolo, însă cu siguranță urmează Taur. Urmează Taurul, care are un an intens, un an interesant. În constelația Taurului se află Lilith. Lilith este un element karmic în astrologie și reprezintă o cădere. Așadar, Taurii, e bine ca în anul 2021 să fie foarte atenți la decizii, pentru că există riscul să se pripească și să ia niște decizii foarte proaste. Pe partea sentimentală, în schimb, lucrurile vor evolua. Taurii cu căsătorii stabile vor avea parte de evenimente fericite alături de partenerul de viață, dar taurii care încă nu și-au legat o relație s-ar putea să aibă provocări în a-și găsi un partener ideal. Lilith mai înseamnă și o tristețe. Eu cred că va fi un an bun pentru taurii abia din primăvară. O să înceapă o perioadă bună din primăvară. Să vedem dacă știu ce urmează, Gemeni. Urmează corect? Gemenii, da, corect. Și să știi că e anul lor. E anul Gemenilor. Pentru cei care au ascendentul în Gemeni, și la fel e valabil și pentru ei, transformări totale, transformări generale, partea profesională cu siguranță se va echilibra pentru ei. Gemenii care încă nu și-au găsit o stabilitate profesională, cu siguranță își vor găsi. Partea sentimentală sună la fel de bine și pentru ei. Gemenii sunt o zodie dublă și ei de obicei reușesc să se strecoare printre picăturile de suferință. Așadar, anul 2021 este anul lor.
Zodia Rac. Zodia Rac. Racii vor avea parte de niște evenimente extraordinar de bune pe partea profesională. Există posibilitatea ca ei să își transforme o pasiune într-un job sau vor câștiga bani din ceva ce ține de o pasiune. Sau există posibilitatea ca majoritatea racilor să își lefuiască anumite talente native pentru a își găsi un drum profesional, a-și croi un alt drum profesional. Sfera sentimentală sună bine și la ei, dar să știi că e un an de bani pentru raci. Urmează zodia pe care pe mine mă interesează cel mai mult. Leu. Zodia Leu, da, să știi că leii vor avea parte de lucruri bune în carieră, mai ales dacă țin cont de intuiția lor. Pentru că intuiția este un lucru foarte important de care trebuie să țină și leii cont. Cele mai multe manifestări le-aș vedea în zona profesională. În schimb, zona asta sentimentală sună puțin cu risc. Există riscul unor despărțiri pentru lei, cei care nu au o stabilitate cu siguranță își vor pierde relația, dar cei care poate sunt singuri și au așa totuși o coloană vertebrală în viață, s-ar putea să atragă în viața lor un partener potrivit. Din punct de vedere financiar, să știi că dacă își folosesc creativitatea, cu siguranță și ei vor avea parte de lucruri bune. Trecem mai departe la zodia Fecioară, care, uite, anul ăsta pare așa puțin nevoită să își recalculeze absolut tot ce a făcut în 2020, pentru că pentru Fecioare ce au semănat în anul 2020 vor culege în 2021, așadar fiecare Fecioară în parte ar trebui să știe ce a semănat ca să știe ce va culege. Aspectele pentru Fecioară sunt sociale, ori vor ieși în față Fecioarele în zona socială, sfera sentimentală nu prea sună foarte bine, dar există posibilitatea ca spre sfârșitul anului 2021 să apară niște evenimente fericite pentru Fecioare. Trecem mai departe și ajungem la Balanță. Să știi că ascendentul anului va fi în Balanță, deci va fi un an de justiție, în care justiția își va spune cuvântul, dar s-ar putea într-o altă măsură decât ne așteptăm noi. Pentru Balanță urmează un an transformator. Există posibilitatea ca balanțele din ceva spiritual, dintr-un o pasiune spirituală, să facă ceva profesional. Zona financiară sună bine pentru ele, atâta timp cât țin cont de trecut. S-ar putea să revină un job din trecut, mai bine spus. Am ajuns la Scorpion. Pentru Scorpioni, anul va fi destul de magnetic, pentru că au foarte multe aspecte interesante în constelația lor, Scorpionii. S-ar putea ca ei să aibă parte de un an transformator, de regenerare. O mare parte din Scorpion o să-și dorească să-și facă tot felul de transformări fizice, poate la operații estetice, până la, eu știu, transformări de salon sau eu știu ce evenimente de genul acesta. Partea financiară sună extraordinar de bine pentru Scorpionii, care țin și ei cont de intuiție. E un an al intuiției, să știi că tot am spus de intuiție. Mai departe am ajuns la zodia Săgetător. Foarte interesant, se află Luna Albă acolo sau Selena, îi spun eu, mâna lui Dumnezeu. Ei sunt protejați anul acesta, cu toate că karma negativă se află pe constelația lor sau, mai bine spus, pedeapsa în viață s-ar afla pe zodia Săgetător. Asta înseamnă că ar trebui, e multă presiune pe ei, multă presiune să, știi, mult ți se dă, mult ți se cere. Cam asta ar fi valabil pentru ei, sfera financiară sună foarte bine. Am ajuns la Capricorn. Capricornul în anul 2020 a avut un an destul de greoi. Anul 2021 este un an eliberator, un an de eliberare. Norocul divin se află în constelația Capricornilor. Deci în anul 2020 mulți Capricorni se vor regăsi. Partea financiară sună și la ei bine, ei oricum sunt motivați în permanență să facă bani. În schimb, sfera sentimentală cred că
ar fi bine să își facă niște noi relații din care să înțeleagă anumite lucruri. Am ajuns și la zodia Vărsător, unde se află 1, 2, 3, 4, 5, 6 planete. Asta înseamnă că e anul Vărsătorului din anumite puncte de vedere. Să știi că România, din punct de vedere astrologic, este o țară vărsător, pentru că există astrologie mondană, adică astrologie care se ocupă cu țările. Ce să spun, vărsătorii vor avea parte de transformări totale în carieră, în sentimental, în familie. Cu siguranță norocul lui va găsi, dar cu măsură. Având în vedere că și planeta Venus va fi în constelația Vărsătorului, există șanse mari ca vărsătorii să își întâlnească destinul, soarta, în anul 2021, anul acesta. Spune despre pești acum, dacă tot am ajuns la final. Am ajuns la final, la zodia pești, și peștii încep o perioadă extraordinar de bună din mai, de undeva de la sfârșitul lunii mai, când pe 14 mai, mai exact, marele benefic Jupiter, îți spuneam mai devreme despre planeta Jupiter, va intra în constelația peștilor. Jupiter reprezintă divinitatea, norocul divin, cea mai benefică planetă. Deci din a doua jumătate a anului se vor activa toți peștii, cu siguranță partea profesională va curge lin și foarte bine, zona sentimentală și aici vor avea ceva provocări, dar vor face față cu bine. Aș spune că din a doua jumătate a anului este anul peștilor. Da. În general, aș spune că anul 2021 este un an interesant datorită aspectelor sociale care se vor forma. O să vezi că o să avem parte de tot felul de surprize ce vin și din străinătate și nu numai. Să nu-ți mai spun că sunt și posibile anumite mișcări de pământ sau anumite explozii în anumite zone ale lumii. Dar nici România nu va scăpa anul acesta de evenimente mai puțin fericite. Eu cred că anul 2021 va schimba soarta României. Total. Și încă nu știm dacă în rău sau în bine, nu? Încă nu știm dacă în rău sau în bine, tind să cred că schimbările vor fi... Schimbările nu prea ne plac niciodată, tot timpul le luăm ca de rău. După care, după ce ne obișnuim cu ele, spunem, a, ce bine, că uite, e bine așa, e mai bine așa. Cam așa va fi. Că anul 2021 e posibil să semene cu anul în care a fost Revoluția, dar la alt nivel. Aspectele astrologice spun că anul 2021 o să fie un an al... poate o să semene cu un fel de comunism ușor tehnologizat, o să vezi că o să se impună tot felul de situații, dar cu siguranță din anul 2022 vom respira mai ușurați, zic eu. Și asta pentru că probabil ne vom obișnui cu starea aceasta în care suntem în momentul acesta, nu? Da. Provocată de pandemie. Îți mulțumesc foarte mult, Claudiu, și te mai aștept și pe parcursul anului cu previziuni. Cu drag, îți mulțumesc și eu. Sărbătorile de iarnă au trecut, ne-am delectat cu toții cu produse tradiționale, însă a sosit momentul pentru o detoxifiere și pentru reluarea activității fizice. Detoxifierea, eliminarea substanțelor chimice din organism, este un proces foarte important atât pentru menținerea sănătății, cât și pentru întreținerea frumuseții. Medicii nutriționiști recomandând cel puțin 2 astfel de cure pe an. Când este necesară o cură de detoxifiere? Atunci când organismul are nevoie de o cură de detoxifiere, acesta va transmite semnale caracteristice, oboseală nejustificată, manifestată prin stări de somnolență și lipsa energiei, fiind primul simptom. De asemenea, durerile de cap, stările de anxietate și nervozitate excesivă, tulburările gastrointestinale, sunt semne că organismul este încărcat de toxine. Pe de altă parte, un alt indiciu care atestă un nivel ridicat de substanțe nocive în corp este transpirația, care capătă un miros neplăcut și înțepător, dar și apariția cearcănelor, a pungilor de sub ochi, a coșurilor și a punctelor negre pe piele. Cura de detoxifiere este necesară și după sărbători, deoarece în această perioadă apare tendința de a consuma o cantitate mai mare de alimente decât de obicei, fapt ce îngreunează digestia și determină acumularea toxinelor din corp.
Despre detoxifiere la început de an ne spune mai multe Cristi Cristea. După perioada exceselor culinare, am venit într-o sală de fitness foarte cunoscută din Constanța, alături de domnul Cristi Cristea. Bună ziua și bine ați venit alături de noi! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Astăzi vom fura câteva ponturi în ceea ce privește detoxul, pentru că după atâtea excese culinare, cum spuneam, am vrea să dăm kilogramele jos, am vrea să ne purificăm organismul și vrem să știm cum putem să facem toate aceste lucruri. Domnul Cristi, spuneți-ne, ce înseamnă detoxifiere? Păi dacă privim definiția negru pe alb a cuvântului detox, ar însemna eliminarea toxinelor din corpul uman. Cam asta ar fi definiția, dar părerea mea este că fiecare persoană privește diferit termenul de detox. Adică unele persoane când aud un detox se gândesc la o cură de sucuri, altele persoane când aud de un detox se gândesc la o detoxifiere a ficatului, să zic așa. Deci fiecare persoană cred că este diferită. Și contează cum percepe fiecare persoană acest cuvânt și acest element. Dar nutriționistul, persoana care este antrenor în slăbire, ce spune despre detox? Ce spune despre detox? Spun lucruri bune despre detox, pentru că a fost și perioada din decembrie cu sărbătorile de iarnă și toată lumea cred că a mâncat puțin mai mult decât trebuia. Lumea de obicei caută un echilibru în luna ianuarie și încearcă tot felul de diete mai stricte, mai ca să scape de kilogramele, de surplus de kilograme puțin mai rapid. Dacă ne referim strict la cuvântul detox, o să vă zic exact conceptul meu de detox. Nu mi se pare rău pentru o persoană să țină o cură de detox, pentru că trăim într-un mediu toxic. Vrem să recunoaștem sau nu vrem să recunoaștem, chiar trăim într-un mediu toxic. Toxinele vin din alimente, toxinele vin din aerul pe care îl respirăm pentru că poluarea este la un nivel foarte ridicat. Poate vin și din apa pe care o bem, pe care o consumăm și cu siguranță vin și din alte produse de cosmetică, vase de gătit, etc. Deci dacă ar fi să privim din punctul meu de vedere, aș ajuta în primul rând organele corpului care detoxifică corpul. Acestea sunt ficatul, rinichii, colonul și pielea. Deci aș ajuta printr-o dietă, să zic așa, în ghilimele de detox. Eu mi-am făcut temele și am făcut o listă cu câteva mituri despre detox și aș vrea să vedem dacă sunt false sau adevărate. Primul mit sună cam așa. Detoxifierea este invenție menită să stoarcă banii de la oameni. Adevărat sau fals? Acum la fel. Nu pot să condamn, nu știu exact ce se vinde, dar dacă privim detoxifierea ca o pastilă minune care iei pastila respectivă și ai scăpat de tot surplusul de kilograme și etc., atunci poate să fie o informație falsă. Dar dacă facem un detox, v-am zis, sunt fel de produse pe piață, dacă facem un detox calculat pe o anumită perioadă, pe o perioadă mai lungă, cu alimente care să ne ajute și cu suplimente care să ne ajute, nu văd un lucru rău. Deci fiecare termen este diferit, fiecare cum percepe, asta am zis și la început, de fiecare cum percepe termenul de detox. Un om care mănâncă, cum am mâncat în perioada asta, da, am mâncat un surplus caloric mai mare, am mâncat alimente mai bogate în calorii și mai bogate în grăsimi, nu putem să mâncăm, adică să trecem la o cură de sucuri, după o alimentație foarte consistentă, să trecem la a doua zi la o cură de detox, de sucuri și să avem impresia că totul o să se șteargă cu buretele și revenim la kilogramele inițiale de dinainte. Sau... Mergem mai departe la mitul numărul 2 și spune așa, detoxifierea este o banalitate, corpul se detoxifică singur. E adevărat sau fals? Este adevărat. Într-o anumită ipoteză este adevărat, pentru că corpul, cum am spus și adineauri, se detoxifică prin ficat, prin rinic, prin piele și prin colon. Dar atunci când sunt foarte multe toxine acumulate, probabil nu se detoxifică așa cât ar trebui și nu ar fi rău din când în când să facem o cură de detox și o să vă zic imediat varianta mea, să avem alimente naturale în proporție cât mai mare și să ajutăm corpul cu lichide, cu tot ce trebuie. Uitați, un alt mit. Spune că sunt rău vegan, am un stil de viață sănătos, nu mai am nevoie de detox. Adevărat sau fals? La fel, poate să fie adevărat, poate să fie și fals, pentru că sunt persoane vegane că poate mănâncă făină albă și zahăr, care tot sunt niște alimente categorisite ca și veganism, care consumă veganii, sau sunt niște persoane care mănâncă probabil și mai sănătos și acele persoane poate nu au așa mare nevoie de detox. Dar
ca și idee, ca și paranteză, am cliente care vin la sală și vor să slăbească și cu toate că sunt vegane și vegetariene. Deci nu neapărat că este o regulă, pentru că toxinele sunt în mai multe elemente, în mai multe lucruri, nu neapărat în alimentație. Un alt mit spune că cu cât este mai drastică metoda sau regimul, cu atât detoxul este mai eficient. Aici nu sunt de acord, clar. Adică o țin o cură drastică de 4-5 zile de sucuri și gata, sunt la fel ca înainte, ca acum, ca în noiembrie, să zic așa. Nu este adevărat. V-am zis, detoxul trebuie făcut echilibrat, scăzând anumite grupe alimentare treptat și introducându-le apoi treptat. Și o să vă zic imediat dacă o să ajungem acolo. O să ajungem și acolo, dar cum ne dăm seama că organismul nostru ne dă semne că are nevoie de o astfel de cură? Păi să vedem. Deci cine face detoxul, ca să o gândim logic, ficatul, pielea și colonul. Deci dacă avem un tranzit care nu este ok, care este mai defectuos cu constipație și cu episoade de constipație, nu e ok. Dacă avem o transpirație mai urât-mirositoare, atunci e un semnal de alarmă. Stări de oboseală, probleme cu somnul, poate să fie un ficat obosit, care nu detoxifică suficient corpul și cred că astea cam ar fi niște simptome pentru un corp obosit. Și beneficiile acestui detox, putem să-i enumerăm câteva? Beneficiile? Păi hai să privim invers, să inversăm lucrurile. Deci dacă avem o piele mai luminoasă, suntem ok. Dacă avem un tranzit mult mai ok, ne simțim mai bine. Dacă ficatul și rinichii funcționează optim, nu o să avem stări de oboseală și etc. Deci dacă inversăm procesul, o să avem numai beneficii. Care sunt aceste alimente vedetă într-o rețetă de detox? Vedetă. Sunt multe alimente vedetă. În primul rând, ar trebui să ne gândim la legumele verzi, pentru că clorofila are acest rol de detox. Ar trebui să ne gândim la alimentele crucifere, pentru că acestea conțin niște compuși cu sulf care refac celulele ficatului. Ar trebui să ne gândim la hidratare, cum spuneam, de rinichi și de piele. Ar trebui să ne gândim la niște alimente bogate în omega-3, cum ar fi semințele de in, semințele de cânepă, chiar și peștele oceanic. Este foarte ok. Usturoiul, apropo de mâncarea românească, da, usturoiul are niște elemente antibacteriene și antivirale care sunt foarte ok pentru ficat. Alimentele amare sunt recunoscute că sunt foarte bune pentru ficat, anghinarea, feniculul, grapefruitul. Ca opțiuni pentru o astfel de cură, avem monodietele, da? Și postul negru. Am văzut că ele două sunt cele mai căutate pe partea de detox. Coincidența face să fi citit în decembrie o carte despre postul negru, deci mi-a schimbat puțin vizualizarea, să zic așa, despre postul negru, dacă este făcut conștient, deci să nu fie făcut ca și foamete, are foarte multe beneficii. Chiar citeam niște studii făcute din anii 65 până în 90 în Statele Unite și Rusia și sunt studii certificate care multă lume s-a vindecat de la anumite boli de la postul, cu postul negru. Are și un rol anti-aging, s-au făcut niște studii pe șoareci, foarte multe studii. Deci sunt beneficii la postul negru, dar făcut conștient, deci nu făcut ca și foamete. Făcut conștient, cu o meditație pe zi. Bineînțeles că ar fi ok să nu aveți activitate fizică în ziua aia, să fie o zi mai relaxantă. Da, chiar recomand postul negru, cu apă. Hai să ne întoarcem la partea pe care o așteptai și tu cu nerăbdare și sunt sigură că și telespectatorii noștri. Dieta ta de detox, cum arată? Dieta, e în propriu zis dieta, pentru că lumea când aude cuvântul dietă deja se gândește la foame, să zic așa, știi? Cum ar arăta dieta mea? Hai să vedem. Păi aș introduce alimentele pe care le-am povestit adineauri în detoxul acesta, ca să ajutăm și colonul, ca să ajutăm și tranzitul, să ajutăm și ficatul. Detoxul de obicei, în detox se scot de obicei alimentele animale, alimentele de origine animală, da? Hai să facem un detox pe o lună de zile. În prima săptămână aș scoate carnea, tot ce înseamnă produse animale din carne, cu carne, ok, și peștele. Aș menține lactatele încă 3-4 zile, deci suntem la 10-a zi. De la 10-a zi până la ziua 20 aș mânca doar alimente vegetale, dar să nu uităm că trebuie să adăugăm și proteină vegetală, pentru că în detox, apropo de cântar în detox, dacă ținem un detox de 3-4 zile cu sucru, automat că pe cântar vom fi mai ușori, 2-3 kg, dar nu neapărat că este grăsime, dacă ne interesează slăbitul, este conținut intestinal. Aș ține vreo 10 zile, cam 10 zile, un meniu vegetarian cu proteină vegetală la fiecare masă, năut, linte, fasole, humus, semințe, nuci, da?
aș merge o zi, două cu sucuri, dar să văd cum mă simt, dacă pot să rezist, dacă am o zi mai ușoară fără activitate fizică și după aia aș face trecerea inversă, deci aș merge din nou cu 4-5 zile alimente vegetale, aș introduce lactatele peste 4-5 zile pentru 2-3 zile și după aia aș introduce din nou alimentele de origine animală. Carnea, mă refer la carne. Văd că în spatele nostru se află deja un restart 2021. Vă povestesc pentru că am început treaba pe 4 ianuarie și noi la sală. Multă lume, multe din clientele mele vor să slăbească, vor să slăbească mai repede și nu știu de unde să înceapă. Și hai să fac o grilă, hai să facem ceva ca să pornească de undeva, să aibă un restart, să știe de unde să înceapă. Și dacă vrei și avem timp, vă povestesc puțin. Hai să ne întoarcem puțin chiar acolo, să mergem să vedem despre ce este vorba, pentru că vrem și ne interesează și de ce nu o să furăm câteva ponturi. Ok, deci ăsta e un restart, așa începem în ianuarie, așa am început eu cu clientele mele, da? În primul rând, le-am propus să-și propună un obiectiv. Nu le-am cântărit acum, pentru că automat că cântarul se arate cu 2-3 kg în plus, dar nu e neapărat că e grăsime în plus. Am mai lăsat o săptămână. Dar un obiectiv scris, este dovedit științifică, este mult mai realizabil decât un obiectiv doar teoretic. Deci le-am pus în primul rând să-și noteze un obiectiv. Obiectivul lor, da? Pe o lună, un obiectiv scurt și un obiectiv mediu, pe termen lung, măcar pe 3 luni de zile. Mai departe, de unde începem? Păi începem de la o alimentație naturală 90%, și țin plăcerile vieții 10%, mai mâncăm un dulce, mai mâncăm, suntem invitați la o petrecere, mai mâncăm o pizza poate în weekend. Deci putem să furăm puțin din dulce. 10%. Ok. De cât deloc e bine și așa. Ce înseamnă alimente naturale? Păi mâncăm legume, fructe, carne, pește, lactate, cât de cât mai natural. Bineînțeles, fără prăjit, la cuptor, la abur, crud, etc. Aici am păstrat și o chestie pentru dulce, pentru că dulcele acum... Sunt persoane care, pentru care funcționează abstinența, dacă într-adevăr este o dependență dulcele, ne gândim că e abstinență și îl scoatem, îl excludem total, sunt persoane care funcționează așa, dar sunt persoane care nu pot să trăiască fără dulce. Ok, ce facem atunci? Păi, menținem procentul ăsta de dulce, da? Consumăm o cantitate mică, îl consumăm rar, dacă consumăm la 4-5 zile, mi se pare că este rar, adică este rar. Dacă facem dulce în casă și recomand să facem dulce în casă, folosim ingrediente naturale. De exemplu, am făcut săptămâna trecută o brioșă, niște brioșe din făină de ovăz, banană și ouă. Și au ieșit super bune. Ok? Dacă folosim ingrediente naturale, vom avea și un indice glicemic mai mic, ceea ce este reprezentativ într-un proces de slăbire. Și la fel recomand dulcele imediat după masă. Adică altfel are impact dulcele când îl mâncăm la 9 seara în pat, pe canapea, sau altfel când îl mâncăm după masa de mic dejun sau după masa de prânz și mai avem activitate fizică pentru tot restul zilei. Bun, ce mai facem? Foarte important pentru mine și pentru clientele mele să-și programeze mesele, pentru că dacă de seara sau de dimineață știu ce mănânc, automat că nu o să dau greș. Știu ce fac în ziua aia, știu ce mănânc și nu o să dau greș, pentru că dacă nu am masa pregătită și vine colega de la birou cu covrigei, mai gust eu. Dar dacă am salata lângă mine, nu o să greșesc, clar. Programarea meselor înseamnă timp sau și în ceea ce privește alimentele pe care le consumăm? Ca și timp și ca și alimente. De dimineață știu ce fac. Da, de dimineață știu ce fac, mă trezesc dimineață, ce fac astăzi? Păi mă duc la muncă, fac asta și fac asta. Ce am în frigider? N-am în frigider, ce fac? Ce comand? Unde comand? Și deja te-ai relaxat. Ai scos asta de pe umerii tăi, să zic așa. Te-ai relaxat și știi ce mănânci. Și n-ai, automat nu o să dai greș, clar. Altceva, cum mai scădem caloriile? Cu zero calorii în lichide, simplu. Ce bem? Bem doar apă, lichide cu zero calorii, doar apă, ceai neîndulcit, mai bem o apă cu zeamă de lămâie sau cu zeamă de portocală, putem să bem și o cafea fără zahăr sau cu puțin zahăr, pentru cine nu rezistă fără zahăr. Eu le bat la cap pe fete în fiecare zi să mănânce legume la fiecare masă, pentru că, cum am spus și adineauri, au volum mare, calorii puține și îți oferă sațietate pe o perioadă mai lungă de timp. Jurnalul alimentar, da, eu îl promovez foarte mult, pentru că la fel sunt mai multe studii care zic că persoanele care țin jurnal alimentar sunt mai conștiente de ce mănâncă și slăbesc mai ușor decât persoanele care nu țin jurnal alimentar. Îmi ia 2-3 minute pe zi să-mi scriu pe o agendă și pot să fac o monitorizare foarte, foarte corectă și foarte sinceră peste 2-3 săptămâni. Mă uit pe jurnal, ce am greșit? Păi am mâncat mai des decât atât.
dulce. Ok, n-am rezultatul pe care l-am scontat, scădem din jurnalul alimentar. Pe aia să scot ce am mâncat și mănânc mai bine pentru perioada următoare. Deci mi se pare un instrument extrem de util. Ancora este un element din psihologie. Ancora este, poate să reprezinte un cuvânt, poate să reprezinte o frază sau poate să reprezinte o imagine vizuală ca să te susțină mai ales în momentele astea. Deci, când vrei să mănânci ceva dulce, te gândești care e obiectivul tău, mă gândesc că vreau să arăt bine în costum de baie vara și deja mi-am făcut imaginea, vizualizarea și mă țin de ancora aia ca să nu mănânc dulce. Bun, monitorizarea am zis-o și aici. Deci dacă am jurnal alimentar și mă monitorizez, este foarte ok, la 2-3 săptămâni, cu un cântar, cu niște măsurători. Și observ asta de cele mai multe ori, nu mai avem timp pentru noi, în mare parte a timpului. Nu mai facem nimic pentru noi. Și le recomand fetelor să facă în fiecare zi măcar un lucru pentru ele. Chiar dacă este un program de antrenament, chiar dacă este un masaj de relaxare, chiar dacă e o oră de shopping, orice, dar să fie făcut pentru tine. Cam astea sunt metodele mele de restart pentru 2021, pentru ianuarie. După aia mai vedem ce facem până la primăvară. Detoxul, îl ținem singurel sau ar fi indicat să fie însoțit de exerciții fizice? Păi eu recomand exercițiile fizice să fie făcute aproape zilnic, nu mă refer doar la antrenamentul în sală, mă refer chiar și un mers pe jos, chiar și o plimbare în parc, pe malul mării, chiar se consideră un exercițiu fizic. Și da, putem face exerciții fizice și în perioada de detox, acum depinde cum ne simțim, nu ar fi ok să facem exerciții fizice intense, ci ar fi ok să facem exerciții fizice la intensitate medie, dacă suntem într-o sală de fitness. O oră sau două ore de yoga pe săptămână sunt foarte utile în detox, pentru că detoxifiem puțin și zona asta. O oră de pilates, deci ceva cu intensitate mică și maxim moderată să fie în perioada asta. Acum că am scăpat de carantină, putem să dăm fuguța în sală și să îl întâlnim pe domnul Cristi Cristea. Unde vă putem găsi mai exact? La Tot Trainer Studio. Un mesaj pentru cei de acasă, acum că au trecut sărbătorile. Le urez un an, cel mai minunat an de până acum. Asta vă urez. Și asta o să avem cu toți. Iar pe partea de nutriție? Toată lumea să arate cum vrea în vară. Asta este obiectivul. Care sunt ultimele știri mondene despre vedetele din România? Alina s-a interesat ce au făcut cele mai cunoscute nume și haideți să tragem și noi cu ochiul. Salutare tuturor, eu sunt Alina Brumaru și mă aflu aici pentru a vă aduce cele mai noi și hot știri din lumea mondenă. Să începem! Veste mare în showbizul românesc la început de an. Udi a devenit tată pentru prima dată, iar totul a fost ținut secret până acum. Artistul se bucură de multe momente frumoase alături de iubita lui și de noul membru al familiei. În anul 2015, pentru Info Music, Dragoș mărturisea: sunt multe lucruri care m-ar face să zâmbesc, dar în special sunt copiii. Îmi doresc mulți copii pentru că eu cred că sunt un om pe cale de dispariție. Cariera lui Udi a început pe scena competiției X Factor. Deși nu s-a numărat printre finaliști, la scurt timp de la încheierea parcursului său în competiție, Dragoș a lansat o serie de piese de succes. Printre acestea se numără Adam și Eva, Aseară ți-am luat basma, Ipotecat în colaborare cu Delia. Prietena ta și Vagabondul vieții mele în colaborare cu Randy. Cât despre viața privată, viața amoroasă, artistul este atât de secretos încât nu a dezvăluit până acum cine este mama copilului. Udi s-a despărțit cu scandal la finalul anului 2019 de Maria Roșioru, după 4 ani de relație. Dorian Popa a luat o decizie surprinzătoare. Vrea să adauge și numele Hâț în buletin. Să-mi schimb numele în buletin, Jonuțule. Artistul susține că toată lumea îl cunoaște sub această denumire grație melodiei cu același nume, care s-a bucurat de un succes enorm. Hâț, hâț, Jonule, hâț, ei. Hâț, hâț, Jonule, boom. Hâț, hâț, Jonule, hâț, ei.
În curând se împlinesc 4 ani de când s-a apucat de filmat, motiv pentru care artistul l-a propus celor de pe YouTube să-i mai dea o provocare. Am cei mai nebuni subscriberi, frații mei. Există un proverb care spune: cine se aseamănă se adună. Fiți atenți, dacă toți o să fim nebuni, dar muncitori, fericiți, dar smeriți, să înțepenească Jaxi dacă nu facem noi cea mai nebună comunitate din România, Jonuțule. Unul dintre fanii lui a fost foarte inspirat și l-a provocat pe Dorian la un gest nebunesc: schimbarea buletinului. Prin asta nu se referă doar la un nou buletin, ci la schimbarea numelui. Pe lângă numele său, Dorian vrea să aibă pe actul de identitate și numele Hâț, celebra replica lui. Am deschis astăzi YouTube Studio să văd cum merge vlogul. Am văzut că e la limita superioară a vizualizărilor în orele pe care le avea de la postare. Eram super fericit și am dat în jos la primele 3 comentarii. Am eu un tic. Dau în jos în YouTube Studio, văd primele 3 comentarii. Dacă am ceva hate acolo, intru să mai caut, sau poate dacă n-am zi de putere psihică, nu intru deloc, ies direct. Și printre primele comentarii ce văd de la subscriberii mei nebuni: vă pup, frații mei. Dorian, de ce nu încerci pentru 2 milioane și 4 ani de YouTube Buletin Challenge? Mă zic, ce vrea să zică? Citesc mai departe și îmi dau seama din cuvintele comentariului că ideea ar fi să-mi schimb numele în buletin, Jonuțule. Dorian Popa și-a anunțat fanii, dar și mama și iubita, de ceea ce vrea să facă, iar acestea au fost de acord cu el, având în vedere că-l cunosc și știu de ce este în stare. Mai mult, el a început deja demersurile și s-a interesat de tot înainte de a merge la primărie, semn că este foarte determinat să facă acest pas pe care unii îl consideră de-a dreptul nebunesc. Hâț, hâț, Johnule, hâț, ei! Hâț, hâț, Johnule, boom! Hâț, hâț, Johnule, hâț, ei! Hâț, hâț, Johnule! Loredana Groza a apărut într-o nouă ipostază îndrăzneață pe rețelele de socializare. Artista, în fața admiratorilor, a avut o nouă apariție incendiară, căci vârsta pentru ea e doar un număr. După ce a ajuns în Mexic, Loredana Groza a ales să se relaxeze mai mult timp, deoarece a lucrat din greu până la sărbători. Aceasta a aterizat direct pe plajă și nu oricum. Artista nu se sfiește nici la vârsta de 50 de ani și le arată fanilor de pe Instagram trupul descolit. De nerecunoscut este și următorul artist și postazele în care apare chiar pe pagina sa de Facebook. A împlinit 44 de ani în august, iar după numele de botez Paul Ciprian Surugiu, nu ar putea fi recunoscut de prea mulți. Vorbim despre Fuego, cântărețul care are un fan club, dar și care este des ținta ironiilor de tot felul pe internet. Nu plânge, e seara tuturor. Cunoscut în special datorită colindelor, Fuego nu a avut parte de sărbătorile de iarnă pe care și le-ar fi dorit, concertele sale din toată țara fiind anulate din cauza pandemiei de coronavirus. Pe vremea când se afla la debutul său muzical, Fuego avea un stil pop-rock mai modern, așa cum l-a numit chiar artistul într-o postare pe Facebook. Cântărețul a distribuit o serie de imagini din trecut. Fotografiile le aduc în fața publicului într-o ipostază inedită, pe care cei mai mulți dintre fanii lui nu și-o mai amintesc. Kardashian și Kanye West au zguduit presa după ce afirmațiile potrivit cărora căsătoria lor de 6 ani s-a încheiat au fost făcute publice, surse spunând că divorțul este iminent pentru cuplul crezut până acum extrem de solid. Kim Kardashian și Kanye West au format cu siguranță un cuplu extrem de interesant pentru presa de peste ocean. Aceștia s-au despărțit neoficial anul trecut, în timpul campaniei prezidențiale a lui Kanye West, Kim acuzându-l pe acesta că are probleme mentale, iar în replică Kanye acuzându-o pe Kim că vrea să-l țină departe de copiii săi. Vestea despărțirii iremediabile a fost confirmată de mai multe surse din apropierea familiei, iar de această dată nu mai este cale de întoarcere. De altfel, Kim Kardashian a fost văzută în public fără inelul de logodnă, care valorează 1,3 milioane de dolari. Cuplul are împreună 4 copii, 2 fete și 2 băieți. Emma Stone e însărcinată. La 32 de ani și la scurt timp după ce s-a măritat cu Dave McCary, actrița va deveni mamă pentru prima dată.
Vestea că aceasta este însărcinată i-a încântat pe toți fanii, chiar dacă ea și soțul nu au confirmat vestea în mod oficial. Actrița și Dave McKerrie, care lucrează pentru Saturday Night Live, au fost însă surprinși de paparazzi pe stradă, în timp ce se plimbau prin Los Angeles, iar sarcina Emmy era vizibilă. După ce Daily Mail a publicat fotografiile cu cei doi, vestea că Emma Stone este însărcinată a fost confirmată de o sursă apropiată cuplului. Emma Stone și Dave McKerrie nu au confirmat încă vestea, dar nu este un secret pentru nimeni că cei doi sunt foarte discreți în privința vieților personale. Se știe că aceștia preferă să-și țină viața personală extrem de privată. Cei doi și-au anunțat oficial logodna la sfârșitul anului 2019, când actrița și-a dezvăluit inelul de logodnă pe Instagram, iar nunta a avut loc în septembrie anul trecut. Working on a weekend like usual. Jennifer Lopez se mai informă ca niciodată la începutul anului 2021. Artista și-a încântat zecile de milioane de fani în prima luni a anului cu câteva imagini inedite de pe plaja din Florida. Lopez, în vârstă de 51 de ani, s-a lăsat filmată în timp ce își făcea meditația și afirmațiile de dimineață. Jennifer și-a pus în evidență corpul tonic fiat într-un costum de baie roșu pe care l-a asortat cu un halat de mătase Versace pe care l-a brodat numele ei de scenă, J.Lo. Diva este urmărită de 137 de milioane de fani pe Instagram. Imaginile vin la doar câteva zile după succesul pe care autoarea hitului Jenny from the Block l-a avut cu show-ul de anul nou din cadrul evenimentului lui Dick Clark. Anterior, Lopez a postat câteva imagini cu sesiunea de antrenamente de la începutul anului. Doamnelor și domnilor, acestea au fost noutățile din Showbiz. Fiți alături de noi și sâmbăta viitoare la aceeași oră pentru a afla ce au mai făcut vedetele și să fiți la curent cu ultimele evenimente din lumea mondenă. Ciao! Într-o țară cu analfabetism funcțional îngrijorător, nu e de mirare că românii sunt pe ultimul loc în Europa la consumul de carte. Potrivit Eurostat, 93,5% dintre conaționali nu cumpără nici măcar o carte pe an. Drept urmare, avem cele mai puține librării pe cap de locuitor. Din păcate însă, promovarea cărților se face mai mult pe internet și mai puțin prin reclame la radio sau la televizor. Foarte mulți români spun că nu mai au timp să intre într-o librărie sau să citească o carte, de aceea printre rafturi găsim foarte mulți părinți și copii care vin să cumpere ceea ce le este recomandat de la școală. Ce cărți sunt cele mai căutate și din ce domenii aflăm, bineînțeles, în materialul următor. În ceea ce privește lectura, anul 2020 este unul care a adus în prim plan numeroase cărți bune pe care fiecare dintre noi ar trebui să le citească măcar o dată. De la trailere psihologice și povești care analizează în profunzime comportamentul uman, la istorisiri despre omenire sau memorii care ne pot ajuta să ne găsim inspirația, iată câteva dintre cărțile bestsellers ale anului 2020. Acolo unde cântă racii, de Delia Owens. Acolo unde cântă racii este o poveste tulburătoare, dar frumoasă despre modul în care izolarea afectează comportamentul uman, poveste văzută prin ochii unui copil părăsit. Prin modul în care se împletește firul narrativ, cititorul devine părtaș la minunile secrete și periculoase ale personajului principal. Acolo unde cântă racii îmbină povestea tulburătoare a maturizării unei fete părăsite de familie cu o odă adusă naturii și zvonul unei posibile crime. Pacienta tăcută de Alex Michaelide. Această carte reprezintă un thriller psihologic care, deși ne trece prin câteva capitole înainte ca acțiunea să înceapă să se desfășoare, odată ce rotițele s-au pus în mișcare, povestea devine extrem de captivantă și plină de suspans real. Pacienta tăcută este un thriller psihologic șocant despre un act de violență extremă al unei femei împotriva soțului ei și despre un terapeut obsedat de descoperirea motivului din spatele acestui act. Povestea hipnotizantă care ia întorsături sumbre și scoate la iveală secrete și un jurnal personal te va face să nu lași cartea din mână până nu afli desnodământul. Minciuni pe canapea de Irene Yalom. Condusă de dorința sa de a ajuta și de a încerca tehnici experimentale de psihanaliză în timpul ședințelor de terapie, Ernest Lash inventează o nouă metodă de a-și aborda clienții. Totuși, relația deschisă și onestă pe care o are cu pacienții va duce la rezultate devastatoare cu noua pacientă, Caroline. Ernest își deschide sufletul și devine vulnerabil fără să-și închipuie că aceasta îl manipulează și vrea să-l distrugă.
Povestea ne dezvăluie astfel cât de vulnerabili sunt oamenii, mai ales în fața singurătății și a nevoii de iubire, dar și cât de complexă este natura umană. Acest roman fascinant, captivant și inteligent va emoționa orice cititor prin deznodământul surprinzător. Povestea mea de Michelle Obama. Povestea cuprinde memoriile fostei prime doamne a Americii și invită pe cititori să ia parte la experiențele care au format-o și au ajutat-o să devină femeia puternică din ziua de azi, care inspiră pe oricine. Michelle Obama vorbește despre copilăria petrecută în partea de sud a orașului Chicago, cariera de avocat, responsabilitățile de mamă, dar și despre anii petrecuți la Casa Albă. Cartea este scrisă cu căldură și înțelepciune și oferă o privire în viața intimă a unei femei puternice și sensibile. Sapiens, scurtă istorie a omenirii, de Yuval Noah Harari. Această carte prezintă o poveste captivantă despre istoria civilizației, de la începuturile speciei și până în modernitate. Autorul abordează cele mai mari probleme ale istoriei, dar și pe ale lumii moderne și îmbină știința cu istoria, pentru a ne povesti cum am ajuns să construim orașe, să creăm legături, să facem negoți și să ne dezvoltăm până în era consumerismului, în care timpul pare că nu ne mai ajunge. Iar pe tot parcursul cărții, Harari se întoarce frecvent la aceeași întrebare. Oare tot acest progres ne face mai fericiți? Ne face viețile mai ușoare? Indiferent că vrei să înveți mai multe despre cum vulnerabilitatea te ajută să ai de fapt mai multă încredere în forțele proprii, să te pierzi în universul fascinant al unui trailer psihologic sau să afli cum ne-ar dezvolta ca omenire, cu siguranță vei găsi o carte bestseller pe gustul tău! Emisiunea de azi a ajuns la final. Ne vedem și sâmbăta viitoare de la ora 17:30. Nu uita, drumul spre succes trece prin stilul tău de viață, așa că trăiește cu stil.